Ultimul primar PDL care s-a înscris în PSD Dâmbovița este edilul de la Crevedia, Florin Teodorescu. Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuianu, susține că au fost și mai mulți edili care au dorit să vină la PSD, dar care au fost refuzați. Printre edilii refuzați de PSD se numără și cel de la Butimanu, Marin Dragnea. PC-ul nu are niciun primar. UNEPR-ul am văzut că aruncă declarații de genul că are 2-3, dar n-am niciun motiv să cred astăzi că există în concret o adeziune. Este treaba primarilor. Au venit și la mine 2-3 primari despre care știam că au discutat sau unii au zis că chiar au promis celor din PC și UNEPR. I-am întrebat, mi-a spus, domnule, mă duc acolo numai dacă nu mă primiți dumneavoastră. Ori eu nu pot să țin ușa închisă pentru nimeni, pentru că eu conduc o organizație care are deschidere către toată lumea. Crevedia e unul dintre ce? Nu. La finalul meu de unde se primar din Suceava, nu mai știu. Vă dau eu, ca să nu mai căutați. Primarul de la Ognița a avut o discuție și cu Partidul Conservator. L-am întrebat, vrei să te duci la Conservator? Trebuie să știu. Și mi-a spus, domnule, mă duc la Conservator dacă nu mă primiți dumneavoastră. După cum, de exemplu, primarul de la Butimanu a venit și a oferit intenția de a intra Partidul Social Democrat, iar eu i-am spus că nu poate intra decât într-o alianță corectă și completă cu actualul lider al organizației comunale, cu domnul viceprimar. Mi-a spus că ei nu se pot înțelege și atunci i-am refuzat apartenența la PSD. La finalul perioadei de mercat, o cam câți primari trebuie să fie la PSD? Păi nu, eu cred că rămânem cu 23 de primari și avem 180 de consilieri locali și județeni. Adrian Țuianu a mai precizat că primarilor care au devenit membri PSD nu li s-au promis funcții politice sau altceva.